mulțumim, bine ați venit în grădina cu idei. Sunt Monica și el e soțul meu. Astăzi o să mă întreb ca de obicei, că eu vorbesc mult și repede. Așa, astăzi vreau să facă el, de fapt, un clip în care să vă povestească cum a fost la Revoluția din 22 decembrie 1989. Petru, el a participat acolo, a fost chiar unul dintre... Asta o să spun eu. Dintre personajele, nu principale, dar oricum a participat din plin la acest eveniment. Eu o să las pe el să vorbească ca să nu-l mai întrerup și să-mi primesc critici după aceea, că nu-l las să vorbească nici măcar în fața camerei. Dar lăs acum și o să vă povestească el cum a fost. Da... Vreau să vă spun că am decis să fac acest interviu. Da, interviu. Mă rog, cum se cheamă? Filmuleț, mai video. Mai filmulețul ăsta pentru că toți cei din vârsta mea, mai în vârstă și mai puțin în vârstă, au trăit momentele Revoluției 89. Totuși, la mine a fost un caz mai special, să zicem așa, față de alții și o să vă spun și de ce. Atunci, în decembrie 89, eram militar în termen. Era militar în termen la o unitate a Partidului Ministerului de Interne la Fetești. De fapt, acolo eram detașat pentru un curs de pregătire antiteror. Adică să nu vă imaginați de acum că făceau de noi un fel de Rambo, Sylvester Stallone. Nu, era să făcea armată, într-adevăr, mai intensiv. Mai în sensul strict, că așa. Se făcea instrucții, se făcea trageri cu armamentul din dotare. Nu una pe an, făceam chiar și 3 săptămâni din diferite ședințe, mă rog, plenar, dar mă rog, pregătire fizică mai multă, dar vă spun, nu, e că eram, așa, specialiști. Tu ești acolo în tuita la mine. Da. Și, practic, mi-aduc aminte, acum, na, au trecut exact 30 de ani de atunci, mai este puțin până pe 22. Și o parte din date, așa, exact, le-am mai uitat, dar cu aproximații, mi-aduc aminte, așa, chiar în perioada după 16-17 decembrie, când au avut primele evenimente la Timișoara, veneau niște colegi din permisie și șopteau așa, că știți că nu se putea vorbi pe perioada aia despre cel comun în sus. Șopteau, spuneam, băi, zice, băi, în țară e jale, zice, au început să se răscoale oamenii, vor să dea jos pe Ceaușescu. Bine, vă mai repet din nou, în șoaptă, nu e că strigai în gura mare. Acum să sărim peste asta, ajungem în data de 21 decembrie. Data de 21 decembrie, tamam venisem de la câmpul de instrucții, depusesem armamentul la Rastel, se făcuse raportul companiei unde se predau, să iau în primire servicii, cei care au făcut armata știu, și începusem deplasarea către sala comese. La un moment dat s-aude goarna unității, dar un sunet care noi, ce trebuie să spun, mai nu mai auzisem până atunci. Deci erau fel de fel de deșteptarea, stingerea, adunarea servicilor servicii, aveau anumite melodii. Dar astea erau melodii stridente care, efectiv, dai seama că e ceva neregulă. Da. La care și comandantul, ofițerul de servicii din ziua, era un locotenent tânăr, nu cred că avea mai mult de 2-3 ani de experiență nici el, a rămas cam blocat așa, știi? În momentul ăla iese comandantul cursului, era un locotenent colonel bătrân, nu chiar bătrân, acum mai în vârstă, care era un om foarte calm. De multe ori când aveam ședință cu el, îmi povestea, toate mi-a făcea să mai și râdem pe timpul ăla. Și râsul era un lux pe timpul, mai ales în armată. Și atunci iese, da, așa cu un strigăt la comandă. Ce faceți, tovarășe locotenent? Dumneavoastră n-auziți alarm, n-auziți trompeta? Da, păi, rămas băut, dar nu știu prea ce știu să fac. Alarmă, domnule, facem. La armament, la muniție. Atunci, bă, că am luat fiecare, ne-am dus la Rastel cu armament, l-am ridicat armamentul, muniția de război. Ne s-au dat câte 60 de cartușe de război cu noi, luat cu alimente și camioanele pregătite pentru a primi ordine de luptă să plece în... Dar deocamdată nu venea acest ordin de luptă. Am stat acolo, pe platou, nici la masă nu ne-am mai dus. Și în ziua aia vreau să vă spun că era fasole. Fasolea e mâncarea cea mai bună. Preferata ta, da. Da, bine, și acum, dar da, cei care au făcut armata știu că fasole e mâncarea... Am tot spus treaba asta pe YouTube. Și... Da, stai o oră, două, lângă camion. Mă rog, mai erau, aveai nevoi personale. Și mai lăsa câte unul, doi, se mai duceau, veneau, știi? Și ducându-te către toaletă, din tot ce ai înapoi, treceai pe lângă sala cumese. Mai treceai și câte o lingură rapid în farfuria rece de așa, știi? Treaba care este în sala cumese erau și televizoarele.
televizoare. Televizorul era, unul singur era, nu era că vorbească. Și noi acolo la Fetești prindeam Bulgaria. Că ziua la ora 2-3 după amiază nu era, era program pe români. Și la Bulgari când arăta efectiv momente ce se petrește la noi în România. În România, da. Eu nu știam, dar vine un coleg de-a meu și zice, băi Nicule, zice, uite așa e jale, băi, zice, uite, Ceaușescu a fugit, să face revoluții în țară, deci, băi, dar și pe Vasile mai vorbea așa că, băi, dacă, dar tine, băi, am văzut la noi, m-a făcut curios, m-am dus și eu și am văzut și eu la televizor. Am văzut pe Iliescu, era acolo cu Roman, Voiculescu și mai era pe acolo. În fine, am stat pe platou până seara, n-am mai ieșit, deci cu armamentul pe noi, cu... Seara, în sfârșit, ne-am dus la masă, dar tot la fel, cu armamentul lângă noi. Nici n-am mai depus armele în rastel, ne-am culcat îmbrăcați efectiv, nici măcar cu armele sub pat. Da. Da, că... Și pe la 3-4 de dimineață, cel mult, iarăși auzim alarma. Sunetul ăla de trompetă, știi? Imediat sărit, da, la echipaj, la mașini. Și se dă ordin că... Aeroportul Otopeni a fost parașutat de teroriști și să ne ducem să intervenim acolo, știi? Am îmbarcat în două mașini și vine către Otopeni. Acum de la Fetești la Otopeni, este o leacă de distanță. Nu mai aduc aminte la ce oră am ajuns la București. Cred că era în jurul prânzului de acolo, când am ajuns la București noi, nu mai știu exact. Dar când se intrăm pe aeroport în Otopeni, ce să vedeți, era, aeroportul era înconjurat de forțele Ministerului Apărării Naționale și era la intrări erau... Baraj, blocaj, deci nu puteai să intri. Și ne-au oprit, au văzut mașinile noastre că erau de, mă rog, de securitate, cum se zicea atunci, cu numere de București, de Ministerul de Interne, cum erau. Și au zis că noi n-au încredere în noi, că noi suntem securiști. Securiști de unde? Eu eram militar în termen, crescut la țară. Ce treabă, dar, mă rog. Bine, dar ei n-aveau de unde să știi că tu ai crescut la țară sau că erai... Dar comandantul nostru, așa, dacă așa, întors înapoi, în legătura prin stații, probabil, la ora aceea, că nu erau telefonică acum ca să... În legătura cu și să facem. Să te întorci înapoi la Fetești era cale lungă și mi-a dat ordine să ne întoarcem la Călăraș. Călărașul era un oraș cât de cât mai aproape, între Fetești și București. Din urma noastră, după ce am plecat noi de acolo, la o jumătate de oră cam așa, de la Câmpina au venit alte două camioane cu niște militari, tot așa de la unitate de transmisie, tot a Ministerului de Interne era. Dar ei au intrat prin partea de nord a Otopeni. Noi când am venit prin partea de est. Că venim despre Fetești. Dar ăștia au intrat partea din nord, așa, nu? Și acolo, probabil că nu era blocaj, că au intrat și au ajuns în fața la ăștia până vrem să intre noi, dar deja în perimetrul aeroportului. Da. Ăștia când ne-au văzut, probabil că au crezut că suntem noi și am pătruns fără să... Anunțat. Nu, fără să anunțăm. Am forțat intrarea, știi, da. Că adică să zic pe câmpii. Și au tras în ăștia de i-au omorât aproape pe toți două camioane de militari în termen care ne-au la Câmpina. Deci dacă, întrebarea, chestia este că dacă veneau aia înaintea noastră, puteam să fim noi în locul lor. Da. Da. Pe unul dintre supraviețuitorii de acolo l-am cunoscut, am și lucrat cu el o perioadă la Vaslui. În fine, puțini au scăpat de acolo așa, cât erau, nu știu câți erau exact, dar să zicem că au scăpat 5, 6, 10 militari cel mult din 40-50 câți erau. Da. Deci noi ne întoarcem la Călăraș. La Călăraș ni se dă alt ordin de luptă că Consiliul Județean a fost vandalizat. Să mergem să apărăm Consiliul Județean. Într-adevăr, când am ajuns acolo, chiar că era vandalizat, adică sparte magazinele, furate... Documente? Nu, probabil și documente, dar mă refer la materiale de sportivi, deci ce aveau magazinele astea, dacă documentele țineau la, mă rog, prin alte părți. Dar subsolul era tot devandalizat, încă chiar și la astea cu aveau și niște arme pentru gărzile naționale, deci că și ele au fost ridicate de acolo. Până la urma urmei, vandalizat de către cine? Că unul din afară nu știa unde să ducă. Era chiar de la gărzile patriotice care erau să se acolo înaintea noastră. Ei au spart, de fapt, și-au luat. Noi când am dus, ce să mai face? Era deja totul... Destrus. Pe dinăuntru. Acum, noi să apărăm să nu mai vină alții de din afară. Da. Și face perimetru, așa, îl pune să facem locașul de tragere. Era un frig afară, le n-am duc aminte. Trebuie cu lopata de infanterie, e micuță lopata de infanterie, cine știe, cam așa, știi, și să pe în pământul înghețat. Avantajul era că aveai ceva activitate și nu te lua frigul. Era frig, da. Când antena locajul și trebuie să stăm în locaș, cam era cam frig. Stai toată noaptea în locașul de trage, noroc, mai vine era un locotenent cu garda de la pompieri. Ne aducea câte un ceai cald, într-adevăr, ceaiul ăla cald.
îl simțeam atunci, știi? Dacă nu m-a adus vin, și cald. Atunci... atunci era bun ceaiul. Da, era bun ceaiul. În fine, a trecut noaptea respectivă. Asta era... Deci în 21-22 decembrie, practic, a fost neinteresant. Și ne-am continuat misiunile astea, de acum se făcea pe schimburi, 8 ore gardă, 8 ore... Pauză. Stăteai într-o undeva, cum ar fi un club, nu erau 4 ore, acolo dormeam, acolo mâncam mâncare, nu mâncare delică, mâncare uscată, da, cumpărată, conserve, nu, și mâncare de... Și vreau să spun că am stat acolo, deci am făcut așa pe 25 decembrie, cât se mai auzea din când în când un foc, mai era câte unul care mai trăgeau pe afară, nu știu, eu n-am folosit armamentul. L-am avut asupra mea, dar nu l-am folosit deloc. Dar nimeni de la noi, de la... Și... Pe data de 25 decembrie seara, mi-aduc aminte că era locașul, era locașul de tragere acolo, când s-a venit vestea că a fost Ceaușescu executat. Din momentul ăla nu s-a mai tras un foc de armă. A zis că era vreo legătură? Nu știu, multă lume era... Nu știa ce să facă, pentru că le-a frică. Dacă se întoarce Ceaușescu, dacă știi, și era frică să nu... În momentul când ăsta nu a mai fost, gata, s-au liniștit treburile. Da. Pe noi ne-au mai ținut acolo, acum exact nu mai știu dacă revelionul a făcut acolo sau ne-am întors înapoi la Fetești. Chiar nu mai mi-aduc aminte. Dar în fine, cât am stat acolo, cât am fost în misiunea asta, nu am făcut o baie. Nu ne-am dezbrăcat. Da. Am stat, stai ca să-mi termin ideea. Termin. Din momentul ăsta, mulți din noi, în care și eu, mi-a ieșit un furung ceva pe aici, la... Și când ne-am întors înapoi la unitate, la Fetești, mai am rămas cu colegi, care n-am fost cu toți încolo, știi? Și mă întreba, băi, Nicule, dar ce ai pățit acolo? Dar eu de acolo mă duc, bă, ce știi tu, băi, eu m-am luptat cu terorist, băi, băi, din momentul ăla, fiecare când ne găseam așa, băi, terorist, ce vorbim, vine-mi terorist. Da, vreau să te întreb, reacțiile celorlalți imediat după ce s-au auzit că Ceaușescu a fost împușcat? Da. Adică strigă-te de bucurie sau cum a fost? Nu știu, că noi eram acolo cât de cât cazarmați, nu puteam să vedem ce se întâmplă pe stradă. Acum mi-aduc aminte, da, după revenul am făcut acolo, de fapt mi-am adus aminte. Pentru că mi-aduc aminte că între timp mai făceam și patrulii prin oraș. Și eram într-o patrulă odată în oraș și cu un suboficer de la, să zicem, poliție, na, miliție, cum era pe atunci, poliție, când a trecut să... Și erau doi bătrânei, copii de bătrâni, și vin la noi, bine, că lumea e entuziasmată, armata e cu noi, nu știu ce, îi dădea să... Deși noi eram instruiți să nu luăm, și pe bună dreptate ne instruiau, nu luați, că poate, dacă sunt otrăviți, dacă, știi, da. Și niște bătrânei, doamne, dacă vreți, stați la noi, pe lângă casă, pe aici, că noi suntem singuri și ne frică. Hai, că uite, și ne-a dus, nu știu, cozonac, nu știu ce a zis pe acolo, și eu îi zic la bătrânei, știți, astea... Dacă aș putea să ne ajutați cu ceva, într-adevăr, zic că aș vrea să dau și eu un telefon, că de când sunt plecat nu știa nimeni de mine, deci de la mine, deci de pe... Când a început revoluția, de pe 21, deci înainte, până pe la anul nou aproape, n-a știut nimeni nimic despre mine, n-am avut cum să iau legătura, nu erau telefonică. Și zic, dacă vreți și puteți să mă ajutați, dacă aveți un telefon, să sun și eu, nici măcar acasă, că n-aveam telefon, am sunat la o mătușă. Da, și da, cum să nu, am sunat și am vorbit cu mătușa aia, bine, foarte puțin, dacă nu era să stau pe telefon, omule. Și am spus că sunt bine, hai, s-o bucura mătușa, băi, Nicule, zic, când îi spun mai că tata, stai, vezi, o să se bucuri. Normal că o să se bucuri, dai seama că să nu știi nimic despre băietul, știind că e în zona aia, că faci armata la așa. Da, și cam asta au fost. Nu e că a fost ceva deosebit, dar important e că ai participat acolo în direct și ai văzut reacțiile oamenilor, în primul rând. Da, eu înclin totuși să cred, nu cum spun alții, că a fost o lovitură de stat, nu știu. A fost o revoluție, într-adevăr, sau hai ca să fie mai elegant, o revoltă populară, efectiv poporul se săturase de... A fost bine că s-a întâmplat asta, s-a schimbat. Trebuia să se întâmple. Trebuia să se întâmple. Dar nu puteam merge așa, deci eram ca în Corea de Nord, acum asta, hai să fim serioși, trebuia să... Dar mulți vezi că îl regretă pe Ceaușescu. E treaba lor, dar a făcut și bune, a făcut și rele, dar n-a știut să se oprească din când trebuia la timp și, pe de o parte, într-un fel și-o merita soarta. Zici? Păi zic, voi care sunteți mai tineri, bine, și tu ești un pic mai tânăr, dar aceia care sunt născuți după 89, nu știu ce înseamnă coadă la lapte, la... Și mi-aduc aminte, aveam nepot, mi trebuia să mă scol la ora 4 dimineața să stau să iau 2 litri de lapte.
Sau nu mai vorbim de buterii, cât trebuia să stai la buterii. Acum avem gaz, frumos, nu mai ne... Da, mă rog. Da. Bani, zice lumea că erau, da? Nu erau bani și atunci, dar deci... Ia că tămă că am apărut din nou. Ați ascultat povestea soțului meu despre, din timpul Revoluției. Fost un erou. Da, erou înseamnă erou. Să nu mai fiu acum. Are nouă viață, ați văzut cum reușesc să scape acolo de la aeroport. Dar noi vă mulțumim de suflet că ne-ați urmărit. Sper să mai facem filmuleț împreună, că au început să-i placă poate, și noi. Poate, pentru că, dacă mi-aduc aminte, după aia am continuat armata la București. Mm-hmm. Perioada după Revoluție imediat a fost, cu meeting-uri, cu minieri, cu 13-15 iunie care le-am prins acolo. După armată nu mi-a fost destul și am continuat cariera militară. Dacă o să vă interesează chestiunile astea, o să vă le povestim și într-un alt filmuleț. Dar oricum, noi probabil o să mai facem niște clipuri de altă natură, nu e așa de... Bine, asta acum și datorită faptului că aniversăm 30 de ani de la Revoluție, nu trebuie să uităm niciodată. Am trăit perioada respectivă. Cei care au trăit-o știu să facă o diferență între cum era înainte și cum e după. Și câteva impresii de la locul faptelor, cred că nu strică. Noi vă mulțumim încă o dată că ne-ați urmărit și ne vedem mâine. V-am pupat!